Bine v-am găsit, dragi prieteni! Subiectul pe care astăzi îl vom aborda este legat de fiecare dintre noi, legat de genetică, mai corect spus, moștenirea sistemului genetic. Fiecare dintre noi probabil că formează un univers de genetică pe care noi am moștenit-o și, ce interesant, noi îl transmitem. Subiectul de astăzi ne va ajuta ca să fie abordat, să fie descoperit. Domnia sa, Victoria Vietu, bine ați venit, psiholog, sunt de specialitate, sigur că o persoană foarte activă social și mai mult de atât, persoană care studiază și încearcă să prezinte sau să ajute societatea în înțelegerea și, de ce nu, și a subiectului de astăzi. Deci, doamna Victoria, bine ați venit! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație! Subiectul nu este ușor. Chiar eu aș zice, este un subiect provocator. Moștenirea sistemului genetic. Pentru cineva, poate că, vă zice, știți, nu mă interesează biologia sau nu mă interesează, eu știu, genetica. Niciodată nu mi-a plăcut și undeva pe acolo, eu știu, sunt niște experiențe. Dar astăzi nu vorbim despre aceasta. Astăzi vorbim despre noi, despre oameni, despre societate, despre fiecare dintre noi, care suntem, de fapt, indivizi. Știți, în emisiunile noastre încercăm să invităm cei care sunt implicați în programul nostru, cei care sunt invitați, să prezinte ceva despre sine. Dacă ați putea să ne spuneți ceva, ca să facă cunoștință chiar publicul nostru. Mai puțin am vrut să spun despre mine, că profesiez, sunt pedagog, ca psiholog, activez particular. De fapt, am îmbinat aceste două profesii, să zic, mai târziu psihologia, dar ceea ce m-a ajutat foarte mult în viață, deci am făcut-o, să zic așa, în primul rând pentru mine și condițiile care au fost m-au condus la aceasta. În mare parte am făcut voluntariat ani de zile, mai mult de 15 ani am activat ca voluntariat în școli și de multe ori am abordat teme ce este legat de sănătate, de educație sexuală, etc. Deci subiectul de astăzi vă este bine cunoscut și știți, așa, o întrebare provocatoare pentru dumneavoastră, dar cred că voi prezenta sau voi reprezenta pe cei care sunt dincolo de cameră, cei care ne privesc. De ce este atât de important acest material? De ce subiectul acesta e important? Pentru cineva poate să nu fie important. Asta totul depinde de interesul nostru. Dacă noi vrem să ne cunoaștem, cum ar fi, de exemplu, disciplina de istorie care am predat-o și vrem să cunoaștem cine sunt strămoșii noștri, evident că noi vom studia istoria. Dacă vrem să facem niște calcule bune în matematică, noi vom face matematică. Deci totul depinde de ce avem noi în interesul nostru, scopul care avem. Știți, mi se pare că genetica și istoria sunt aproape, vă zic de ce. Pentru că prezentul, noi, el se explică prin trecut. Deci noi trebuie să, de ce și studiem istoria? Trebuie să răspundem la întrebarea cum, cine suntem, de unde, cum s-a ajuns la ceea ce noi avem la ziua de astăzi, împrejurire. Deci când vorbim acum despre genetică, moștenirea, deci tot e o istorie, e o memorie din trecut. Și actualitatea acestui subiect, de ce ar trebui să fie preocuparea noastră de moștenirea sistemului genetic? Și de ce? Ce înseamnă acest sistem genetic? Tocmai asta este important, pentru că aici ne responsabilizează. În mare parte noi spunem, nu-mi pasă cum trăiesc eu, și neștiind aceasta că de fapt noi transmitem urmașilor noștri din stilul nostru de viață, modul nostru, absolut tot ce facem noi, este, cum ați spus, memoria, epigenetica, care este transmisă. Și asta contează dacă tu vrei să fii, să zic așa, pregătit sau să faci față provocărilor, barierelor și tot ceea ce este dificil în ziua de azi.
Când eram noi mici, probabil că am auzit, măi, ăsta seamănă la leitata sau leit bunica, bunelul sau și așa mai departe. Și astăzi, când cu cât mai mult creștem, cu atât înțelegem, ne maturizăm, cu atât mai mult înțelegem că probabil că cei care au privit și făceau astfel de, eu știu, diagnoze, punând de identitate psihologică și nu numai, și de comportament, evident, probabil că aveau dreptate. Înseamnă oare că oamenii din trecut au observat că există o moștenire de gene, seamănă unul de la altul, transmite din generație în generație. Ce spune știința la ziua de astăzi? Da, desigur, totul este vizibil pentru noi ca părinți, pentru bunei care își ved nepoții și ei spun că uite, seamănă cu sau bunelul sau bunica chiar, da, generația care urmează și tot așa, dar desigur că este important ca să înțelegem că este o știință, o știință care a fost cercetată mai mult de 20 de ani. Și în acest timp, un subiect anume epigenetică, dar de fapt ereditatea în întregime, nu doar epigenetica a fost studiată mai târziu în urma eredității, după care este și genomul uman, apoi este epigenetica care rezidă din aceasta. Deci, deși Aristotel încă în anul 350 înainte de Hristos deja scria ceva despre epigeneză în cartea sa Oamenii și animalele. Și chiar de atunci acest studiu a provocat, deci s-au făcut niște cercetări pe oameni unde au adus aceste dovezi că, de fapt, epigenetica este transmisă. Adică vă referiți la anumite caracteristici pe care o entitate biologică transmite în generații pentru alta. Da, eu pot să spun mai pe larg, de fapt, aici atât caracteristici cât și merge vorba și de ereditate, da, care sunt acele caracteristici, să zicem așa, ale părinților, transmise descendenților, dar și acea parte a memoriei, să zicem așa, amintirile care ne sunt transmise din timpuri, chiar dacă a suferit pe timpul al doilea război mondial foamea. Da, și acest studiu a dovedit că a fost transmis în a treia generație, unde oamenii la fel, da, aveau acest sentiment, să zic, de foame, de înfometare. Bine, a zis despre memorie, despre amintiri. Păi evident că nu vede secvențe, se năzare, nu știu ce, dar amprenta, eu știu, suferind, ceea ce a suferit, deci generația anterioară, acea zis miastră într-a treia, a patra generație, și atunci se răsfrânge. Absolut. Chiar cei care au suferit Holocaustul sau stresul care a fost cu acele turnuri gemene de pe 11 septembrie 2001, da, că nu greșesc. Deci totul acesta a fost tot bazat pe un studiu, pe anume femei care erau însărcinate și copiii lor aveau acel nivel de cortizol, că știm că în situații de stres se emană acest cortizol ca să facă față provocărilor, da, ca să fie calm și depinde deja de psihicul uman cât de bine el este, nu știu, pregătit, să zicem așa, pentru a face față la toate scenele drastice care urmează să vină chiar în ziua de azi, care se mai așteaptă necătând că ceea ce a fost. Deci și generațiile acestea intră în panică sau, mă rog, da, și uite, au un comportament deosebit sau specific. Comportamentul lor este deosebit, depinde de nivelul lor de cortizol, care este în sânge, pentru că dacă nivelul de cortizol este ridicat, atunci el face față provocărilor, el poate să se liniștească, să se calmeze, deci psihicul lui rezidă la toate problemele care apar. Deci amintirile vis-a-vis de ceea ce ați menționat dumneavoastră despre amintiri, înțelegem că sunt o amintiri, știu, psihologice, psihosomatice,
care se transmit prin gene. Da, de fapt, psihosomatica este motivul din cauza, să zicem așa, un conflict emoțional noi am avut, da? Și din acest motiv, da, care mi-a provocat acest sentiment, poate de ură sau agresie sau altceva, eu pot să mă îmbolnăvesc, adică corpul meu poate să se îmbolnăvească de o boală oricare. Asta este psihosomatica. Reacționează, sigur că da. Da, dar nu toți. Unii pot să fie calm la situația dată și să zic, ești ce s-a întâmplat și, da, sau să se calmeze bine, uite, asta e situația, dar hai să vedem ce putem face. Și într-un moment poate să soluționeze cumva, da? Evident. Sunt sigur că sunt studii mult mai profunde în domeniul dat, cu siguranță că chiar citisem, nu, mă rog, mai de mult citisem niște articole, așa mi s-au nimerit mie, nu am să menționez acum sursele, dar în acesta se prezenta interesante lucruri. Greșelile din generațiile anterioare, greșelile lor, deci următoarea generație le repeta într-o formă mai largă, formă mai restrânsă, dar specificul greșelilor le repetă. Și concluzia la care ajunge acest articol, bazat pe un studiu, acum n-am să zic eu, dar eu, deci în țările nordice, mă rog, nu știu de ce, dar în țările nordice s-a făcut acest studiu, a demonstrat că ceea ce se întâmplă la ziua de astăzi, aia se va proiecta și pe generațiile următoare. Lucrurile pe care, cum să zic eu, altădată, noi, oamenii de rând, cei care trăim viața de zi cu zi, ni se pare altădată chiar fantastic. Adică e imposibil. Se poate așa, deci să fie lucrul acesta cu adevărate? Pentru că și alții încearcă să explice chiar prin, eu știu, prin mistică religioasă, să știi că de fapt asta dovedește că există reîncarnare, de aceea există o memorie, nu știu de unde, și începe fabularea, chiar și Freud a înțeles că omul fabulează când intră în subconștient și s-a lepădat de hipnoză, de studiu, eu știu, visurilor și așa mai departe, dar cu toate acestea, ce înțelegem noi? Ce să înțelegem de ceea ce ați prezentat dumneavoastră, din studiile acestea? Da, deci merge vorba de o amprentă, să zicem așa, care își lasă în urmă la toate, asta este și epigenetica. Desigur, deci amprenta ce? Amprentă toate modul nostru de viață, stilul nostru de viață, obiceiurile noastre care le avem. Deci, gusturile, preferințele. Și asta tot, deci sunt legate absolut mai multe, deci nu este, să zic așa, îngust acest subiect, într-adevăr este foarte mult de vorbit, pentru că, în primul rând, ce am vrut să spun, că memoria este acea, da, care ne este transmisă și având această amintire a părinților, poate care au trecut pe timpul foametei sau holocaustul sau alte, nu știu, situații stresante, ele ne sunt transmise. Deci asta tot este important ca să înțelegem că în acest moment noi am luat acea genă, să zicem așa, de la părinți, care este în celula noastră și este epigenetica, un mecanism care pornește această genă, cum ar fi, eu noaptea merg să iau mâncare din frigider. Și în acest moment gena spune că nu, dar noi formăm un alt obicei și bine, gena te iartă o dată, a doua oară, dar a treia oară spune, eu țin minte. Deci genele țin minte ceea ce facem noi. Și asta desigur că este legat și de alimentația noastră, pentru că de aici pornesc și multe boli, mai ales diabetul a fost cercetat, chiar cancerul, și aceste cercetări au dat dovadă că, uite, anume obiceiurilor, da, stilul de viață, modul, odihna, cât te culci, cât te odihnești, cât da, dormi și mănânci sau bei apă sau altceva, deci acestea toate împreună, ele sunt memorate
în celulele noastre și aceasta ne este transmis și de noi depinde dacă noi vrem să schimbăm stilul nostru de viață pentru cine? Pentru generația care urmează, pentru copiii mei care se va naște. Pentru că în cazul dacă mie tot una este de copii, da? Eu pot să spun așa, eu pot să beau, să mănânc, să fac ce vreau. Nu-mi pasă, vreau să mor tânăr. Și ce? Dar asta ne responsabilizează că știind că transmitem toate aceste gene, da, în generația următoare, copii, nepoți și așa mai departe. De ce aici este și un pericol că noi nu ducem răspunderea de altcineva, noi ducem răspunderea de noi personal și credem că e ok, că eu pot să fac ce vreau, dar nu, asta se transmite copiilor tăi, urmașilor tăi. Poate cineva din cei care ne privesc ar putea să obiecteze și să zică, știți, când spune despre memorie, poate că în generații, știu, dacă bunei au suferit de foame, au văzut copiilor care astăzi sunt tați și mame, au văzut, eu știu, un comportament anumit, un procedeu anumit, poate le-a mai povestit, iar tații și mamele de astăzi le spun la copiilor, iar copiii aceștia vor spune la bunei, la nepoți. Și așa se face în a treia, a patru generație, poate ei au văzut. Se poate oare de zis că se transmite anume genetic? Poate că au văzut lucrul acesta, deci au văzut la părinți, copiii, și apoi au transmis mai departe la copiii acestora. Exact, tocmai asta și formăm așa niște obiceiuri bune, niște moravuri sănătoase care să conducă aceasta la o viață, să zicem așa, emoțional stabilă, psihic sănătoasă. Deci ceea ce ține de o stare chiar emoțională sau psihologică fericită, că atunci când tu ai să ai grijă de tine, să știi chiar și ce mănânci și cu ce te ocupi, că alimentezi nu atât corpul cât și creierul, ceea ce noi citim, studiem și așa mai departe, asta ne alimentează pe noi și în felul acesta informația pe care noi o avem, noi la fel o transmitem. Deci toată informația pe care noi am acumulat-o, noi o transmitem. Fie bună, fie rea. Absolut. De ce este important ca să înțelegem că atunci când noi, nu știu, avem niște ocupații, să zicem așa, sau moravuri proaste, sau o viață amorală, nu știu, poate să fie prea strigător, să zic, alcoolismul, drogurile, sexul pervers, etc., da? Atunci toate acestea vor fi urmate, pentru că aceste cercetări s-au făcut mai întâi pe șoareci, pe șobolani, și când au fost drogați, au văzut că în adolescență acei șobolani care au fost născuți deja mai departe, deci au urmat ceea ce a fost în adolescență șobolanul, mamă, tată, care a fost drogat. Deci el avea tendința aceasta. Adică comportamentul se repetă. Da, absolut. Și în cazul acesta ar trebui să fie menționat faptul că comportamentul urmează nu ca rezultat a emitării. Deci a văzut pe cineva, deci în față a fost un exemplu, ci pur și simplu, fără exemplu, doar prin genetică. Pentru că a lăsat în genetică, știu, o modificare, o amprentă, o predispunere la, eu știu, la un comportament neadecvat. Da, dar asta e o parte. Mm-hmm. Asta e o parte de care noi vorbim. Noi vorbim și de altă parte, care este viața mea, care poate să fie schimbată prin modul meu, dar stilul meu de trai, absolut tot ce fac eu. Și aici a fost exact întrebarea mea. Da, absolut. Deci, bine, am înțeles. Noi am moștenit. Hai să acceptăm. Ce fac mai departe? Care este responsabilitatea mea? Pot eu schimba dacă chiar bunei mei, străbunei mei au greșit? Pot schimba eu mersul, hai să zic, memoria genetică pentru copiii mei și să nu mai repete? Pentru că chiar și în
eu știu, un popor în, în folclorul spațiul nostru românesc, că există doar și vorbe zicale, domnule, de la bunei se transmite la nepoți. Și nepoții seamănă mult mai mult cu bunei și lucrul acesta s-a demonstrat, sigur că și științific. Păi nu s-ar întâmpla că eu astăzi n-am să influențez pe copiii mei, dar poate că pe nepoții mei. Cum pot eu să corectez, hai să zic așa, ați numit-o dumneavoastră, memorie genetică? Da, haideți că vreau puțin așa să prezint o exemplificare. Da, ceea ce a spus și ajung la răspunsul întrebării care mi l-ați dat ca să înțelegem. Deci, da, sunt niște figurine care prezintă, să zicem așa, sistema noastră. Deci sunt jucărele care de fapt le-ați pregătit pentru ca să ne demonstrați cum se și ce se întâmplă. Cum se întâmplă că asta sunt eu care sunt născută sau fie de parte bărbătească, băiatul sau fata, cine s-a născut. Această fată are părinți, deci bine, am spus că sunt eu, am pus ca exemplu și un băiat, că nu contează, poate dumneavoastră sunteți acel care v-ați născut și aveți mamă și tată. Și având părinți, noi avem părinți care, la rândul lor, părinții, au părinții lor, bunei mei sau bunei dumneavoastră, da? Bine, merge vorba de unul, da? De acel eu care sunt născut, am părinți și mama are părinți bunei și tata are părinți bunei. Aici se leagă două sisteme care se moștinesc. Deci, prin momentul de în medicină, da, de fecundare a spermii și a ovulului, deci acest proces care formează și acei 46 de cromosomi și noi știm că în această procesiune, da, să zicem așa, că sunt genele mamei și genele tatălui. Deci moștenite. Moștenesc, da, atât gene de la mama, care, uite, este și bunica și bunelul și străbunica, străbunelul, că e clar, și respectiv a tatălui. Deci eu moștenesc aceste gene atât de la părinți, cât și de la bunei și la străbunei, bine, mai puțin aici prezint, dar ca să înțelegem, da, până la patra generație, chiar Biblia spune clar, un verset biblic este, dacă puteți să-l amintiți cu privire la a patra generație și a miilea, când omul păcătuiește, da, este ce? Pedepsit, așa, da, după câte țin minte eu. Până la a patra generație, Domnul pedepsește până la a patra generație, vă dați seama. Adică, comportamentul meu, stilul meu de viață, alimentația, absolut tot ce eu încalc, pentru că sunt legi nu doar morale, sunt legi de sănătate, sunt mai multe legi, în afară că avem legile statului foarte multe și asta trebuie să tot să ținem cont. Deci să înțeleg, dar eu, la ziua de astăzi, deci o persoană, dacă ne luăm pe noi, doar în a treia, a patra generație, păi prezintă o îmbinare, un cocktail de gene de la fiecare generație diverse sau ramificate. Și acum, să înțeleg că noi moștenim și de la străbunei. Absolut. De pe mama, de pe bunelul, de pe bunei, buneilor și așa mai departe, și apoi la părinții, părinții părinților mei, pentru că fiecare dintre noi probabil că are două perechi de bunei. Și așa mai departe. Deci noi moștenim de la ei și dacă fiecare din ei în generații fie că au greșit, fie că, deci au avut un comportament deviant sau au avut un comportament nobil. Da. Deci eu moștenesc. Absolut. Și acum cu mine se face, eu prezint un fel de cocktail din generațiile trecute. Absolut. Și în afară de asta, genele se cunosc. Că zice, stop, eu sunt de la mama, dar eu sunt de la tata. Dar epigenetica este mecanismul acesta care activează și vestea bună este că noi putem schimba aceasta. Deci datorită că ne putem schimba în comportament, da, ca să păstrez legea sănătății, să nu mai alimentez fast food și așa mai departe, sau alcool, droguri și etc. Deci asta ne schimbă pe noi și asta dă șanse
copiilor mei care vor urma, deci ne ducem înainte deja la cei care se vor naște, ei se vor naște cu niște gene de mod sănătos, da? Cu un mod sănătos de viață sau stil sănătos, să zicem așa. Evident, atunci când vorbim despre genetică, realizăm că este foarte inteligent. Și lucrul acesta ne duce la creator, la cel care a proiectat acest sistem. Și când vorbim despre inteligența genetică, va fi cam mai greu să o zic, n-are rațiune, nu? Deci genetică n-are rațiune. Dar sunt destul, într-o formă anumită, așa cum putem noi să o numim, destul de inteligente și înregistrează, așa cum a spus dumneavoastră. Genele nu cumva ne aud ce vorbim? Ele țin minte. Absolut tot țin minte. Deci noi ca și cum înregistrăm un fel de bandă în care înregistrează comportamentul nostru. Să zicem așa, ca o Biblie, ca o carte cu instrucțiuni care ține, da, formarea organismului nostru și Dumnezeu, într-adevăr, suntem capul adoperat Lui și asta este minunat, ca să știi că noi am moștenit de la Dumnezeu binele, frumosul, adevărul, sfințenia, ceea ce este bun. Bine, domn psiholog, știți, cineva poate să zică, știți, moștenesc genele de la generațiile anterioare și moștenesc și greșelile. Păi nu sunt de vină eu în comportamentul pe care l-am eu la ziua de astăzi. N-am nicio vină, domnule, pentru deprinderile pe care le am, pentru vicii, pentru că bunelul meu sau tatăl meu sau străbunelul meu au avut astfel vicii. Ei sunt de vină, iar eu, domnule, sunt scutit. Da, se poate oare pe mine să mă tragi la responsabilitate? Nu, zic acum despre vicii, dar sunt și comportamente grele, care, eu știu, deviante. Comportamente care deviază nu numai viața mea, pentru că fiecare dintre noi influențăm mii de oameni. Noi influențăm pe ei. Și acum sunt eu oare responsabil? Nu cumva ceea ce spuneți dumneavoastră îi responsabilizează pe cei care sunt înaintea mea. Iar eu merg așa și eu, ca râul, la vale și unde merge, acolo merge. Da, e foarte ușor să ne scuzăm, să zicem așa, să spunem o scuză că, uite, așa e ereditatea, așa sunt genii. Și noi cu asta ne îndreptățăm. Nu, ce să fac? Nu, așa sunt eu. Eu nu pot să mă schimb. Eu nu pot să fac nimic. Dar vestea bună este că anume că noi putem. Și epigenetica aceasta demonstrează. Anume acest fapt științific, în afară că concepția biblică ne conduce la aceasta, însăși Dumnezeu spune că noi putem să schimbăm caracterul. Deci ce înseamnă de fapt caracter? Amprentă, la fel, da? Noi lăsăm această amprentă, dar asta este de schimbat, asta e posibil și asta ne stă în putere. Asta este doar, să zicem așa, asta depinde doar de dorința noastră. Dacă noi o dorim să o facem. Dacă nu, atunci vom spune, păi așa sunt genii, așa este caracterul și ne scuzăm întotdeauna cu ceva anume. Adică, ceea ce spuneți dumneavoastră, ziua de astăzi poate schimba ziua de mâine. Poate, absolut. Și foarte mult poate să schimbe, pentru că de mine depinde ce am să aleg eu și cum am să trăiesc eu. Și responsabilitatea aceasta o duc eu pentru copiii mei care vreau să-i nasc, pentru că tocmai ei vor aduce iarăși în viață moralul meu, care eu l-am avut, să zic așa, stilul meu de viață, pe care epigenetica l-a memorat și l-a transmis și aceste gene într-un moment poate să fie activate. Deci sunt totuși responsabil pentru generației viitoare, pentru sine. Vedeți că atunci când vorbim despre noi, evident că suntem, pentru că suntem entitate biologică și psihosomatică, suntem un corp, un organism, o personalitate și deoarece noi existăm și avem această conștiință, suntem responsabili de noi înșine. Și în cazul acesta, evident că nu poate să ne scuze sau să ne scutească de orice greșeală sau vină sau viciu. Da, noi moștenim.
dar ar trebui să conștientizăm faptul că suntem responsabili pentru viitor, însă vom răspunde pentru noi. Pentru noi. Și astăzi noi putem să schimbăm lucrurile. Pentru că ceea ce a avut părinții bunei noștri, ce moștenim noi, eu putem să zicem că e o predispunere, dar nu ne programează asta. Nu înseamnă că, domnule, trebuie să facem felul acesta. E o predispunere. Da, desigur. Iarăși mă întorc la acest concept de epigenetica care conține prezentul, trecutul și viitorul. Chiar și viitorul. Chiar și viitorul, ce spuneam noi. O predispoziție. Da, da, predispoziția asta, continuitatea aceasta, generații umane care urmează să vină pe acest pământ și noi ne uimim, da, ce-s cu copiii noștri, de ce sunt așa? De ce? Pentru că undeva înseamnă că eu am greșit sau altcineva, da, care vine din sistemul acesta de moștenire a părinților ereditari și nouă ne pare, ei, și ce am eu cu părinții? Ce treabă am că de mult sunt morți și nu mai am nimic cu ei? Dar uite că anume aceasta își lasă amprenta, dar iarăși ne întoarcem la acea răspundere pe care o are fiecare. Dar depinde de noi, dacă ne dorim să ne asumăm această răspundere. Omul fuge de răspundere, el nu vrea să răspundă. Pentru că lui este comod așa, lui este benefic să facă așa, e mai ușor pentru el decât să depună niște eforturi să-și schimbe, nu știu, modul, stilul de viață sau altceva, altceva. Deci totul depinde de noi. Păi așa se face că noi, la ziua de astăzi, trebuie să muncim. Și ar trebui să transmitem. Să transmitem, da, dar trebuie să muncim astăzi, noi clădim. Absolut. Și ne aparține responsabilitatea nouă. Da, absolut, din noi foarte mult depinde, pentru că aceasta va urma, aceasta va fi ceea ce făurim noi, să zicem așa, ceea ce stă în puterile noastre, în dorința noastră. Dacă noi aceasta nu o să dorim să facem, noi desigur că o să avem eșec și la ceea ce ajungem, că avem oameni bolnavi cu cancer, cu diabet, avem oameni care suferă de depresie, avem acei care sunt stresați și nu pot face față provocărilor, pentru că toate acestea au fost transmise și noi n-am depus acest efort ca să schimbăm ceva. Îmi povestea cineva, câteva săptămâni urmă a fost la niște investigații, un screening. Și unde a fost el, deci medicul sau doctorul care făcea investigațiile, a început să-l întrebe, deci în timpul investigației, mă rog, era un fel de Doppler, nu știu, ceva în sensul ăsta, și îl întreba, ce lucrați? Aha, părinții dumneavoastră au fost de asta bolnavi? Da bunei, da încolo, da încoace, și zice el la impresiile lui. Și că am ieșit de acolo, am avea impresia că Dumnezeu o să spune ceva despre mine, o să mă întrebe. Dar am întrebat de toate neamurile mele, de ce au fost bolnave și care a fost, a fost de aceasta, nu a fost. Și la care el și răspunde, zice, păi eu am înțeles că tot ce am eu, toate necazurile mele, se referă de sănătate, le-am moștenit genetic de la, însă tot acolo ea i s-a dat și eu o soluție. Doctorul zice, da, ești predispus. Iată, la aceasta mai puțin, la aia ești foarte predispus. Dar dacă te păstrezi, dacă ai un regim anumit de viață, mă rog, alimentar și așa mai departe, vei evita. Vei evita lucrul acesta. Și cine știe, poate nepoții tăi o să spună mulțumesc. Absolut. Da. Lucru foarte interesant. Foarte și interesant. Și medicina la fel, deci există lucruri pe care ar trebui să le înțelegem, că lasă o amprentă. Absolut. Deci noi ne bucurăm pentru această posibilitate, să zic așa, sau această, nu știu, putere la muntrică care îmi dă mie această forță ca să pot face ceea ce este bine să fac, ceea ce este sănătos să fac, ceea ce este frumos să fac în viața asta. Deci, datorită la aceasta, vor fi și roadele, să zicem așa, frumoase. Evident, deci subiectul noi
l-am discutat și a fost descoperit. E interesant și exemplificarea pe care ați adus cu jucăriile, omuleții care sunt aici și urmează, ne spun... Urmează, sigur că. Ce sfat ați fi dat? Ce recomandări ați fi dat celor care ne privesc, prietenii care sunt alături de noi și sunt fideli? Să nu acuze genii care au moștenit, nici într-un caz, pentru că și părinții lor, la rândul lor, au moștenit. Deci să nu se supere pe generațiile anterioare. Nu, pentru că, uite, am moștenit de la tata, tata de la mama, de la tata și, de la, și tot așa. Și ei la fel au moștenit cândva. Absolut, de la cineva. Dar să se bucure de faptul că, uite, eu sunt acel care pot să fac schimbări în viața mea. Și asta contează. Contează pentru un viitor. Dacă eu îmi doresc așa un viitor, să zic așa, frumos, nu știu, fericit, cum vrei putem să-l numim. Deci suntem la ziua de astăzi responsabili, să conștientizăm această responsabilitate și cel mai important este să facem schimbările bune, pozitive. Lucrurile care au fost în trecut, să le corectăm noi. Așa se întâmplă. Da, și dacă facem noi greșeli, va trebui generațiile viitoare să... Dar noi vom da un răspuns sau vom fi responsabili de ceea ce facem noi. Absolut. Să ne ajute Domnul în aceasta, pentru că l-avem pe Dumnezeu. Și asta este vestea bună, că datorită Lui noi putem să facem multe schimbări în viață. Bine, fiecare individual, până la urmă. Eu sunt subiectiv aici. Evident că am vorbit despre boli, despre, eu știu, comportamente negative, mai puțin pozitive, că altădată ne interesează pe noi sau ne atrag privirile ceea ce este rău, ce este bun, și așa este bun și le moștenim, le transmitem. Dar atunci când vorbim despre talente sau aptitudini, despre vrei nu vrei, dar se nasc oameni cu niște înzestrări care te uimesc. Și la momentul dat acelea personalități, zic, domnule, nu mi-aparține mie, ci le-am moștenit. E un dar pe care l-am primit. De unde are acest dar? De unde îl are ca moștenire? Putem să zicem că și genetic se transmit talentele sau aptitudini. Da, e corect așa. Desigur că, în primul rând, Dumnezeu ne înzestrează cu diferite daruri. Fie muzică, fie pictură, fie altceva, ce abilități noi facem. Da, sunt aptitudini și sunt abilități. Abilitățile este ceea ce noi ne învățăm să facem, să pregătesc ceva gustos, să coc și eu o tortă. Și asta este o abilitate de a pregăti. E câștigată, deci este antrenată. Exact. Deci eu mă antrenez în a face lucrul acesta. Da, noi moștenim talentele, acestea sunt aptitudinile, pentru că aptitudinile sunt înnăscute. Dacă abilitățile sunt cele care le putem învăța a face, deși și talentul se dezvoltă, chiar dacă m-am născut cu o aptitudine oricare, oricum eu pot să o dezvolt. De exemplu, am talent de a cânta, eu pot să dezvolt aceasta și să dezvolt. Abilitatea însă este ceea ce eu învăț a face, poate să pregătesc o mâncare foarte gustoasă sau să coc ceva dulce, gustos și așa mai departe. Această parte a talentelor, desigur că genetic ele tot sunt transmise, noi tot le moștenim de la cei care au avut probabil așa aptitudine. Dar, iarăși, Dumnezeu ne înzestrează cu anumite talente și, desigur, că noi le și dezvoltăm. Deci, sunt născute, le avem, dar, totodată, noi prelungim să le dezvoltăm în viața noastră. Deci, nu putem spune că dacă avem o aptitudine, ea e 100%. Deci, ea poate fi dezvoltată, pentru că aptitudinile sunt, să zic așa, talentele sunt mai multe, dar depinde ce noi dezvoltăm. Și în domeniul în care eu o să dezvolt, fie muzica, eu am să am această aptitudine care este transmisă, născută, să o dezvolt și în continuare să o fac frumoasă pentru lume, pentru cei care ne interesează. Interesant. Abilitățile pe care noi le câștigăm la ziua de astăzi, le antrenăm, pot trece în aptitudini? Nu, pentru că, ziceam, aptitudinea este înnăscută. Abilitatea este ceea ce noi la moment ne învățăm să facem, fie în tehnologie, fie... Bine, eu am înțeles. Absolut. Eu n-am, de exemplu, aptitudini a găti, da? Deci a face mâncare. Dar iată, făcând, abilitatea aceasta, eu pot să-i transmit
Da. În gina următoare și da. La un moment dat o să aibă talent în bucătărie. Absolut. Și aceea deja este aptitudine. Da, absolut. Deci și noi mergem la acest principiu ca să învățăm, da, niște lucruri frumoase. Dacă fiicele le învățăm să gătească, să pregătească mâncare gustoasă, înseamnă că totul aceasta va urma în generațiile următoare. Și ei vor iubi să coacă, să facă ceva gustos la bucătărie. Respectiv și poate genii de la tată, cum ați spus, dacă dumneavoastră aveți așa abilitate, de ce nu? Putem noi, eu știu, să creiem pentru generațiile viitoare, pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri, talente de muzică, de lucrurile cele mai frumoase și nobile care pot fi, ca aceștia la un moment dat să aibă tendințe, să aibă aptitudini, într-o mai mare, mai puțină măsură, față de muzică, față de instrumente sau față de alte lucruri frumoase și nobile, artă. Pentru că cineva îmi spunea mie, e foarte frumos când din generație în generație se transmite o profesie, o ocupație anumite, o abilitate, nu, dar în cazul dat vorbim de aptitudini, se transmit unul din generație în generație. Pentru că în cazul acesta, următoarea generație moștenește ca și cum informația tuturor celor care au fost până la el. Am putea să zicem că este frumoasă și recomandabilă o astfel de tradiție. Da, desigur, ea și este și e foarte frumos ca să facem aceasta, pentru că să ne axăm, să zicem așa, să ne bazăm pe lucrurile frumoase, căci atunci când un client vine la un psiholog, el vine cu problema lui, dar care este datoria specialistului? Ca să-i schimbe modul de gândire sau să se axeze pe pozitiv și nu pe negativ. Deci ceea ce vrem noi să implementăm în viața noastră, acest frumos fie aptitudinile care vrem ca copiii noștri să slujească frumos în societate, în biserică unde sunt ei, de ce să nu le dezvoltăm? Pentru că aceasta contează pentru cei care vor urma. Și va fi frumos ca să nască cât mai mulți în societatea noastră cu aptitudini frumoase și diferite. Evident că lucrul acesta ne dorim fiecare dintre noi. Cu siguranță că societatea noastră trăiește într-o perioadă sau perioade întregi în care din generație în generație se întâmplă anumite lucruri și evident că nu numai indivizii, dar și societatea, pentru că societatea este suma indivizilor, este responsabilă pentru generațiile următoare ce se va întâmpla și cum va transmite, că deseori am auzit, știți, ăștia genetic moștenesc anumite, mă rog, acum de grupi etnii sau de națiuni, ăștia moștenesc cumva de la mama, de la tata și așa mai departe. N-am putea noi, probabil, că să fim scutiți de orice responsabilitate sau să zicem, domnule, știi, așa este și să ne lăsăm așa cum este. Avem pentru noi o responsabilitate de a schimba, pentru că astăzi ce facem noi astăzi se va reflecta pentru ceea ce este pentru mâine, absolut. Pentru viitor. Da, și vroiam să spun că acest moment tot este scris în Biblie, unde spune că învață copilul, da, din tinerețea lui, ajutați-mă, ca să... Din copilărie chiar. Da, din copilărie, ca să învețe calea Domnului și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Ce de frumos dacă avem niște obiceiuri frumoase, chiar educația creștină, cât de mult ne dă ea. Datorită acestui fapt, noi învățăm aceste lucruri nobile, cum ați spus, și asta este ceea ce dorește Dumnezeu să ne vadă. Asta este partea cea bună sau vestea cea bună care ne face demni ca să fim mândri că suntem copiii lui Dumnezeu, pentru că noi suntem moștenitorii lui Dumnezeu. El ne-a creat, de la El am provenit. Înseamnă că aceasta trebuie să fie prelungit. Și dacă noi am prelungit, vă imaginați dacă așa ar fi și generațiile următoare când ar prelua, da, această, să zicem așa,
informație genetică. Educație creștină, da, care este educația aceasta creștină, da, și totuși ea este implementată. Deci informația aceasta genetică care este transmisă, cât de frumos ar fi societatea noastră, care face parte din acei cetățeni care își, nu doar iubesc patria, dar și se respectă unul pe celălalt. Mulțumim pentru că ați fost împreună cu noi. Și eu. Vă dorim succes și cu ocazie vă invităm și cu alt subiect la, în platoul emisiunii noastre. Vă mulțumesc foarte mult. Cu siguranță că avem multe provocări și una dintre acestea este responsabilitatea de a face astăzi bine, pentru că suntem responsabili pentru viitor. Însă n-ar trebui să ne concentrăm și pe învinuiri sau studiu la cei ce au făcut premărgătorii noștri, pentru că și aceștia au avut și ei premărgători. Însă un lucru bun pe care trebuie să-l înțelegem este că noi venim, avem o moștenire nobilă și noblețea aceasta vine de la Dumnezeu. A trebuit să privim în sus dacă vrem să înțelegem de unde am venit și unde de fapt atindem să ajungem. Vă spun la revedere până data viitoare.